Чем дисполта, потому что вот это есть у нас. Есть вот тимпу либер. Кончеди, тимпу либер. То есть. И здесь мы можем обсудим, посмотрим, сможем ли. Da, suntem. Onorată asistență, stimați reprezentați mass media, vă salut în încinta Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre a Camerei de Comerț și Fondului ONU pentru Populație pentru a asista la semnarea memorandumului de colaborare pe un termen de 5 ani de zile dintre instituțiile noastre pentru a promova și susține politicile prietenoase familiei în Republica Moldova. Acest memorandum este un pas important în promovarea acestor politici, pornind de la faptul că, din păcate, în Republica Moldova ducem lipsă de forță de muncă în cadrul companiilor. Și în sondajele pe care le-am făcut noi împreună cu partenerii noștri, motivul din care tinerii pleacă de Republica Moldova nu este numai salariul care nu este la nivelul celor european, dar și un loc de muncă la care se ofere o siguranță, dar și un confort psihologic. Acum 2 ani de zile, noi împreună cu Fondul ONU pentru Populație, UNFPA Moldova, am lansat un program de susținere a companiilor autohtone care doresc să implementeze politici prietenoase familiei. Astfel, 5 companii membre ale Camerei de Comerț și Industrie, și o să le dau chiar citire, Orange Moldova, Panelino, Premier Energy, Linela și Axena Textil, care au împreună 5.000 de angajați, cu suportul experților oferiți de către Fondul ONU pentru Populație, UNFPA Moldova, dar și celor de la Camera de Comerț și Industrie, au implementat politici prietenoase familie, dar și au contribuit la anumite ajustări la legislația în vigoare. Mai mult ca atât, împreună cu partenerii noștri, în cadrul Gali Business-ului Moldovenesc, dumneavoastră știți că noi avem 2 concursuri, marca comercială a anului, dar și premiul pentru realizări în domeniul calității. Am instituit o nominalizare nouă, marca comercială care promovează locuri prietenoase familiei. Deci cei peste 5.000 de angajați, acelor 5 companii care au fost parte la prima fază a cooperării noastre, au beneficiat de instruirile respective, de inclusiv o schemă de granturi susținut de către UNFPA Moldova, unde am creat condiții favorabile pentru părinții care vin cu copii la aceste întreprinderi, colțuri de odihnă pentru acești copii, dar și pentru angajații care au nevoie de confortul psihologic în cadrul companiei. Memorandumul pe care ne-l propunem să-l semnăm astăzi are mai multe dimensiuni pe care dorim să colaborăm, și anume sensibilizarea prin companii de informare și formarea sectorului privat despre necesitatea implementării politicilor prietenoase familiei, astfel încât să avem o atârnare și un devotament din partea angajaților față de companiile unde ei activează, ceea ce în final va duce la o productivitate mai mare a muncii acestor în cadrul companiei și creșterea competitivității companiilor autohtone. 2. Parteneriate și schimb de bune practici.
Am zis mai sus, avem 5 companii care au implementat astfel de standarde, dar avem și experiență internațională, unde au fost companiile noastre, dar și cei din companiile internaționale care au venit aici și vor veni în Republica Moldova să se împărtășească cu bunile practici pe care ei le-au implementat în cadrul companiilor. Crearea unui cadru legislativ favorabil. Dumneavoastră cunoaște, dar vreau să mai repet încă o dată, Camera de Comerț și Industrie este o platformă care asigură dialogul public-privat între autoritățile publice, centrale și locale cu mediul de afaceri. În cadrul Camerei de Comerț și Industrie avem mai multe comitete sectoriale pe baza căror discutăm aceste politici, dar și Camera conduce grupul de lucru 6, Piața Forței de Muncă, în cadrul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, unde vom veni cu inițiative de ajustare a actelor normative și legislative pe diferite domenii, cum ar fi flexibilitatea programului de muncă, concedii și timp liber, și aici am discutat cu partenerii noștri de la UNFPA, noastră cunoașteți inițiativa Camerei de Comerț și Industrie privind tichetele de sport pentru cei care sunt angajați în cadrul companiei. Și aici urmează să fie votată în lectura a doua această inițiativă legislativă, iar ulterior avem nevoie de cadru normativ secundar care să pună în aplicare această lege. La fel, vom discuta despre anumite propuneri și ține de asigurarea părinților care au nevoie de întreținerea copiilor, suport pentru părinții care au copii și doresc să fie angajați în cadrul companiei în perioada de concediu paternal sau maternal, flexibilitatea relațiilor cu angajatorii și nu numai. Această colaborare care o avem cu UNFPA Moldova, vrem să o continuăm prin a veni cu o inițiativă de certificare a celor companii care doresc să implementeze standarde de politici prietenoase familiei, astfel încât, odată certificate aceste companii, să poată beneficia de suportul autorităților publice centrale, locale, dar și a partenerilor noștri externi. Suntem convinși că cooperarea noastră cu UNFPA Moldova va continua și pe alte domenii care sunt legate de susținerea celor care activează în cadrul companiilor din Republica Moldova, aici, la noi acasă, să creștem competitivitatea companiilor autohtone, să creștem economia Republicii Moldova, care este orientată spre integrarea europeană în spațiul european, economic, și sunt sigur că aceasta împreună cu UNFPA Moldova ne va reuși. Vreau să aduc sincere mulțumiri partenerilor noștri de la UNFPA Moldova pentru deschidere și sunt sigur că în următorii 5 ani vom avea mai multe inițiative pe care le-am implementa împreună. Vă mulțumesc! Stimați parteneri, vreau să încă o dată să aduc sincere mulțumiri colegilor noștri de la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și în speță doamnei Nighina Abasadze, care Abasada, pardon, Nighina, tot timpul sunt în așa cu un sentiment de respect față de dumneavoastră pentru eforturile care le depuneți în susținerea mediului de afaceri. Vreau să vă ofer cuvântul, să cu un mesaj către cei care ne privesc. Thank you very much, Mr. Haria. Dear media colleagues, for us it's a true honor to be here and sign the Memorandum of Understanding for 5 years partnership within our country program. Vă mulțumesc. Pentru noi este o onoare să fim aici, să semnăm memorandumul de 5 ani de zile de parteneriat în acest domeniu. So I will start from thanking to the Chamber of Commerce and the leadership of the organization for being very innovative and open, for breaking the wall in terms of, you know,
you know, bringing new initiatives to the private sector. O să încep să mulțumesc Camerei pentru industrie, de industrie și comerț pentru aducerea inovațiilor în acest domeniu. So I remember when we started several years ago, we had a lot of conversations how we move on that and how we persuade companies to step into that area. Îmi amintesc câțiva ani în urmă când am avut primele conversații, primele discuții ca să convingem companiile să intre în acest domeniu de activitate. And now after 3 years almost, we see so impressive results and you mentioned them in your speech, Ms. Zahare. Acum după 3 ani, noi vedem rezultatele impresionante pe care dumneavoastră le-ați menționat în discursul dumneavoastră, domnul Harea. So, you mentioned about legislative changes and I want to thank here the Parliament, all the partners who were involved in this changes of the regulations and introducing completely new vision in that regard. Și vreau să menționez schimbările legislative care au avut loc cu ajutorul partenerilor din Parlament și schimbările deci cadrului legislativ pentru a implementa aceste noi politici în realitate. And beyond legislative change, we also pilot the different models, how we can integrate, how we can support families in the practical level. Și în afară de acestea noi implementăm diferite module, cum putem să îmbunătățim, cum să facem diferite proiecte pilot în acest domeniu. Yes, and we also helped companies to look into their policies, to understand where are the bottlenecks, what can be improved from the human resources side, from the operation side, so there is work-life balance for the employees. De asemenea, ajutăm companiile să vedem unde sunt defectele, cum putem să îmbunătățim provocările care sunt la moment and to understand the, we help them to look at the human resources strategies. Și de asemenea încercăm să se uite la strategiile de resurse umane pe care le au la moment în companie. So now we upscaling, we trying to look into the future, we looking at the 5 years partnership and this obviously will include different areas, different modalities that you have mentioned already also. Acum noi încercăm să ne uităm spre viitor și prin semnarea acestui parteneriat pe 5 ani în diferite areas, modules. Yes, I already forgot what I said, okay. Găsirea în anumitor zone și modalități de lucru în aceste domenii viitor. So I will try to make it simple. So you just mentioned, Mr. Hari, about the trademark. I think this is very important incentive for the companies. Ați menționat despre marca comercială. Cred că acesta este un lucru foarte important pentru companiile viitoare. So last year we acknowledge those companies that are part of this project, right? Anul trecut am recunoscut companiile care am dat un semn de recunoștință companiilor care sunt parte din acest proiect, corect? So you mentioned them: Orange, Premier Energy, Panelino, Asene Texan, Linela. And ați menționat Orange, Panelino și celelalte 3 companii. And this year we had more. Right, so we have a bigger club of companies with the movement increased and this is a very important. Acest an, din fericire, sunt mai multe, deci sunt mai multe companii care sunt sunt parte în această mișcare. So we have Moldcell, Coca-Cola, Kaufland, Fincom Bank and Exim Bank which have been celebrated in 2023. Și deci avem companiile ca cum ar fi Moldcell, Coca-Cola, Kaufland, Fincom Bank și și Exim Bank care au venit în acest domeniu în 2023.
Yes, I want to make one more point. Very often, family-friendly policies interventions are connected to return in investment for business sector as part of return in investment. Foarte des politicile prietenoase copii familiei sunt conectate cu revenirea cu reîntoarcerea investițiilor în companie. And indeed, you know, we are looking at the private sector, we have to measure the impact, right? The financial also. So there are many studies which confirm that De asemenea, trebuie să vedem în companiile private impactul financiar care îl au asupra acestora. Și deci avem foarte multe studii. So there are many studies which confirm that actual saving and monetary figures based on the, you know, organizational size, based on real life studies, how those specific businesses can benefit from the investment in family-friendly initiatives. So you can read. Foarte multe studii confirmă că prin demonstrarea anumitor economii prezente și anumitor economii monetare bazându-se pe mărimea organizațională și studiile de caz reale asupra cărora vedem cum companiile specifice au beneficiat de la investițiile în în politicile prietenoase familiilor inițiative. So, to make it short, people now want to work for the organizations that care about them. Și ca să concluzionez, noi vedem că oamenii doresc să lucreze în organizațiile, în companiile care într-adevăr au grijă de ei. Mm-hmm. The organizational culture has impact on employees' health, well-being, culture in the overall environment in the company, and this all has impact on the business, of course. Organizațiile au grijă de sănătatea, mediul în care se dezvoltă oamenii și astfel asta are de asemenea impact asupra business-ului în ultimul rând. So, you also mentioned about EU integration. Of course, in EU space, companies operate from that perspective, from the perspective of inclusion. De asemenea, ați menționat despre integrarea europeană, în acel spațiu, companiile au grijă de oameni din perspectiva incluziunii lor în viața companiilor. Mm-hmm. So, therefore, with signing the MOU today, we are looking into the future of the business sector and overall economic and social development of the country while we promote inclusion for women, for families, for young couples. Yeah. Și prin semnarea memorandumului de înțelegere astăzi, noi ne uităm în viitor pentru sectorul de business și în general despre dezvoltarea socială și economică a țării. Da, vă mulțumesc. Eu vreau să mă adresez, dacă sunt întrebări din partea presei, înainte de a semna memorandumul colegii noștri. Sunt întrebări? Dacă nu, atunci cedem la semnarea memorandumului. Yes, start signing the memorandum. Absolutely. So, sincer, mulțumiri și
presei care mediatizează acest eveniment, pentru că cei care activează în cadrul companiilor, companiile noastre, trebuie să cunoască despre efortul pe care îl depunem noi ca camer, dar și Fondul Național pentru Populație pentru a crește incluziunea, pentru a crește suportul care companiile trebuie să-l acorde celor care sunt angajați aici, în Republica Moldova. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Any questions?